Mândra sebe șercaia ileni, dăișoara copăcel, lisașona râușor, drăguș. Sunt sate cu nume de rezonanță în tradiții din zona Făgărașului. Lista rămâne deschisă și pentru celelalte, iar iubitorii de tradiții sunt invitați să participe la un proiect fotografic inedit, la una dintre cele mai mari expoziții naționale online, organizată de Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Am pornit acest proiect la inițiativa celor de la Blues Romanii, împreună cu colega noastră Alina Zară de la Muzeul de Pânze și Povești din Mândra. Încercăm să adunăm cumva multe poze din zona Țării Făgărașului, încercăm cumva să ajungem în toate satele Țării Făgărașului, de aceea avem nevoie de foarte mulți colaboratori, atât parteneri, atât fotografi, cât și lideri din comunitate care ne pot ajuta să transmită vorba mai departe și atunci când anunțăm că mergem prin aceste zone ca oamenii să fie pregătiți, ei vor trebui să-și scoată din lada de zestre cele mai vechi costume, cele mai reprezentative pentru zona lor și Doamne ajută să strângem cât mai multe amintiri care vor rămâne în paginile de Facebook ale satelor, care vor fi preluate aceste poze și pe pagina Fundației Comunitare Țara Făgărașului. Fotografiile vor fi realizate înainte de Ziua Universală a IEI din 24 iunie 2020, dar nu pot fi publicate decât începând cu această zi. Și dacă din diverse motive fotografiile nu pot fi finalizate până pe 24 iunie, proiectul rămâne deschis până în 15 septembrie. Pozele se fac într-un cadru inedit, în fața caselor, la poartă, în grădină, pe prispă, la fântână, într-un parc din apropiere sau oriunde înseamnă acasă pentru fiecare dintre subiecte. În proiect se poate înscrie orice doritor din zona Țării Făgărașului, copii, bunici, străbunici, părinți, rude, mătuși, unchi, fiecare cu ce are în șifonier, un costum tradițional bine păstrat în primul rând. Inedită ar fi și povestea costumului. Moștenirea primită sub forma de costume populare, document de la înaintași. Se știe că în Țara Făgărașului, ca de altfel în toată România, sunt costume vechi de peste 100 de ani. Poate participa de asemenea orice asociație, grup de inițiativă, fundație, fotografi pasionați, oameni de bine și frumos. Fiecare individ care are un costum tradițional, care îi spune lui înainte de toate o poveste de suflet. Mai multe detalii puteți obține la sediul Fundației Comunitare Țara Făgărașului sau pe e-mail office@fundaciactf.ro.